Niculina Stoican. Așa, ne retragem tiptil de la scenă și te rog să ne spui două vorbe despre prezența ta în această seară aici și despre ce înseamnă Nicu Novac pentru tine. Am spus-o și în spectacol. Nicu Novac este o emblemă nu numai pentru Banat, ci pentru toată țara. Fiecare zonă are un interpret de referință, un punct de reper în cântecul popular și este foarte important să fie așa, pentru că altfel tot ce înseamnă cântec popular s-ar globaliza, dacă vreți, într-o țară în care la ora actuală toată lumea cântă de oriunde și de nicăieri. E bine că Banatul își păstrează structura lui veche și frumoasă, aici referindu-mă la repertoriu. E bine că cei de dinaintea celor tineri au coloană vertebrală și, așa cum spuneam, sunt exemplu, devin puterea exemplului pentru tineri ca ei să poată să meargă pe drumul corect. Pentru că e foarte important. Cântecul popular nu este doar foaie verde. Nu ne îmbrăcăm frumos și ieșim în scenă, ci purtăm pe umeri responsabilitatea unei întregi națiuni prin ceea ce facem. Vine mie! Liliana Laichici, organizator, practic, pentru această manifestare. Mulțumesc frumos! Mulțumesc și eu! Multă... E la tine? Nu! Multă zarvă așa la final de spectacol, așa e normal, când sunt mulți artiști. Trebuie să-mi spui ce înseamnă pentru tine Nicu Novac, ce te leagă de acest artist și dacă poți să ne evoci un moment din cariera ta în care te-ai intersectat cu el. Da, aș putea să evoc un moment anume în cariera mea în care m-am intersectat. Știu că mi-a plăcut dintotdeauna, am început să-l înțeleg, poate mai târziu, mi-a plăcut, dar am început să înțeleg și să-mi dau seama ce cântă Nicu Novac și ce face Nicu Novac un pic mai târziu, pentru că am avut nevoie de mai multă experiență și de mai multă cunoaștere și mai multă profunzime ca să înțeleg stilul de cântat al lui Nicu Novac. Așa cum am spus în timpul spectacolului, consider inițiatorul unui nou stil de cântat în muzica bănățeană și pentru asta îl apreciez. Mie îmi place din suflet Nicu Novac. Îmi plac mulți artiști bănățeni, îi apreciez pe toți colegii mei și pe toți care au fost în această seară, în acest spectacol și nu numai, mai sunt și alte nume și alți soliști de valoare pe care îi apreciez. Și Nicu Novac este printre ei, bineînțeles. Și mă bucur că am putut să-i facem această bucurie, pentru că eu cred că merita. Și așa cum am spus, trebuie să ne prețuim valorile atunci când sunt lângă noi, înainte să fie prea târziu. Uite, ca un mesaj și o voce, mă rog, acest merit de a fi vocea reșițelilor, ținem să-ți mulțumim în mod special pentru faptul că te-ai gândit să faci o asemenea manifestare dedicată acest aniversar artistic. E unul dintre cei mai mari artiști ai Banatului. Indiferent de unde are domiciliu și ce scrie în buletinul lui, este unul dintre cei mai mari artiști ai Banatului și ansamblul Banatul a vrut să-l omageze. Acum de sărbători, în preajma sărbătorii de Sfântul Nicolae. Succes în tot ce faci. Mulțumesc! Mulțumesc! Florin Ionaș, o cunoștință bună și apropiată a celui sărbătorit astăzi, interpretul bănățean Nicu Novac. Ați colaborat bine, au ieșit câteva cântece care au rămas în sufletul oamenilor. Se pare că nu doar din Banat, ci și mai a depășit deja granițele teritoriului nostru. Ce puteți spune de colaborarea pe care ați avut-o și ce înseamnă Nicu Novac pentru dumneavoastră? În primul rând vreau să-l felicit pe Nicu pentru tot ce a realizat în viață, atât ca om cât și ca artist. Bine spuneați că glasul lui a depășit și bariera Banatului. Dacă noi știm mai bine că artiști că umblăm mai mult în țară așa și simțim pulsul, să zic așa. Nu pot să zic așa decât ca să fac o comparație, mi-aș dori să fiu pe un sfert iubit, cum este Nicu Novac iubit în momentul de față. Nu, serios vorbesc. Este un om deosebit, a fost o onoare pentru mine să lucrez cu el, nu-ți poți dori ca și dirijor, ca și compozitor și ca și altceva decât un artist ca Nicu Novac să-ți interpreteze piesele, pentru că dă altă valoare creației tale.
Încă o dată repet, este un om deosebit. Îi felicit și pe toți cei care îl iubesc și au organizat acest eveniment și le mulțumesc că m-au invitat și mă consideră un om din familia lor. Le mulțumesc pe această cale, Liliane Laichet și Felicei Stoian și tuturor celor care au organizat acest eveniment. Felicit ansamblul Banatul, se vede din start o altă abordare. Vorbesc din punct de vedere al meu ca profesionist, că mă ocup de treaba asta și știu cât de greu este, știu cât de câte obstacole întâmpin. Într-un cuvânt, a fost un eveniment extraordinar și ce pot să spun decât Nico Novac, la mulți ani, să dea Dumnezeu sănătate și să ne mai câțim încă 50 de ani, cel puțin de acum, și noi să te mai ascultăm încă 50 de ani după aia. Carmen Popovici Dumbravă, la 35 de ani aniversați astăzi de Nicu Novac, aici la Timișoara. Cu ce sentiment și ce prietenie te leagă de Nicu Novac? Foarte frumoase sentimente ne leagă și de ani de zile îl consider, eu chiar îl consider un prieten adevărat, pentru că totdeauna când am fost alături de el în spectacole, la evenimente, am văzut aprecierea lui față de mine și la rândul meu eu l-am apreciat pentru că este un solist de marcă al Banatului și merită tot ce se întâmplă astăzi pentru Nicu Novac. Să-l ține Dumnezeu mulți, mulți ani de acum înainte să cânte și să rămână așa cum este, un om cu suflet mare și cu bucuria de a trăi pentru publicul ascultător. Ramona Vița, astăzi la un moment important din cariera lui Nicu Novac, 35 de ani aniversați aici la Timișoara. Ce sentiment te leagă de acest artist? Știu că este și o legătură deja de familie. Vorbește-ne puțin despre ce înseamnă Nicu Novac pentru tine și pentru familia ta. Pentru noi, Nicu Novac înseamnă foarte mult. El fiind finul nostru, noi am ținut lumânările atunci când s-a căsătorit. Ei, suntem nași de cununie și îl iubim din tot sufletul nostru, atât pe el cât și pe soția lui, Delia. Am fost și foarte buni colegi înainte de a fi naș și fiind și ne-a legat o prietenie deosebită. Mai târziu ne-am înrudit, dacă pot să spun așa, și este un lucru nemaipomenit că putem fi alături de el în această seară, la această sărbătoare din viața lui, pentru că este minunat să sărbătorești 35 de ani de activitate și a fost un spectacol emoționant. Îi dorim din tot sufletul la mulți ani și să aibă parte de mult succes pe mai departe și tot ce își dorește el să îi se împlinească. Nicoleta, a fost un moment emoționant pe care l-am văzut ceva mai devreme pe scenă. Te rog să-mi spui și mie ce înseamnă pentru tine tatăl, solistul, interpretul, artistul Nicu Novac. Știu că ți-e greu, dar totuși fă-ne așa să înțelegi. Mi-e foarte greu, am fost foarte, foarte emoționată și în același timp onorată că am putut să fiu alături de el la acest eveniment din viața lui și anume 35 de ani de carieră. Ați plâns pe scenă, amândoi. Da. Da, emoții foarte mari. Tata înseamnă tot, înseamnă și pe plan muzical și ca și părinte și îi mulțumesc pentru tot ce a făcut pentru mine și sper din suflet să pot să duc mai departe cu fală numele lui. Mult succes și ne bucurăm că te-am văzut în seara asta aici la Timișoara. Vorbesc serios sau cum? Dumitru, te leagă la un moment special aici la Opera din Timișoara. Te rog să-mi spui și mie ce te leagă de Nicu Novac și cu ce sentiment ai venit în seara asta aici? Bună seara! Am venit cu cel mai mare sentiment din tot sufletul pentru Nicu Novac, pentru că Nicu Novac este mentorul meu. Nicu Novac m-a îndreptat pe lumea, pe drumul muzicii populare. Deci el a fost omul care a spus să renunț la instrument și să merg pe carieră, pe solist vocal sau cum să spunem. Da, da, da. Deci e unul dintre oamenii cu care am început. Îl iubesc foarte mult și mă bucur din tot sufletul că am putut să fiu în această seară la operă alături de Nicu Novac. Mulțumesc. Nicu Novac, păi când spui Nicu Novac, spui Banat. Sunt 35 de ani de când Nicu Novac aduce cântec bănățan fain și de pe Valea Almăjului, de acolo de unde este el de sorginte,
dar și de pe tot cuprinsul Banatului. Nicu Novac a reușit, așa cum spunea și Lili, cea care a gândit acest spectacol, încă din primăvară, țin să-ți spun, Sergiu, s-a gândit să realizeze un spectacol aniversar pentru cei 35 de ani de activitate artistică a lui Nicu. Așa cum spunea și ea, a revoluționat stilul de cântat în Banat. Nicu Novac are de multe ori piese extrem de complexe, dar pe care le interpretează într-o manieră specială, într-o manieră frumoasă, păstrând matca Banatului. Niciodată nu s-a depărtat de la matca Banatului. De multe ori în cântecele lui regăsim și câta muzică sârbească, de asta pentru că noi bănățenii, cei care sălășuim aici în Banat, avem tot dreptul, spun eu. Ne regăsim la granița cu prietenii și cu frații noștri din Serbia și cântecele acestea de petrecere și câta sârbește ajung la... Vai, da, ajung la sufletul omului și mie îmi plac foarte mult. Și da, pentru mine Nicu Novac înseamnă un interpret care a reușit să treacă de bariera Banatului și să fie iubit de întreaga țară. Și este mare lucru. Foarte frumos. Oricum, încă o dată felicitări pentru ce ați reușit la Timișoara. Uite, Doamne, noi ajută. La Reșița încă n-am reușit să-l omagem așa cum se cuvine pentru cariera lui de până acum, dar noi sperăm să avem ocazia la 40 de ani să facem. Să știi că asta vreau și o să spun. De ce nu? La 40 de ani să ne întâlnim cu toții sănătoși și voioși la voi, la Reșița. Ce artiști mai pregătește Timișoara spre a fi omageați? Avem, dar vrem să fie surprize. Mulțumim! Ana Petrovici, te rog să spui ce înseamnă pentru tine Nicu Novac, pentru că astăzi stăm la o mare sărbătoare a cântecului. Adevărat, măi, aș putea să spun că pentru mine Nicu Novac e solistul sufletului meu. Îl ascult de când a început să cânte și eram eu mai micuță. Atunci l-am ascultat, îl ascult în continuare și mă bucur de tot ceea ce a realizat și uite, sunt prezentă astăzi în spectacolul aniversar de 35 de ani Nicu Novac și pot să-i doresc sănătate și să ne încânte și de acum înainte să-mi bucure sufletul mie personal cel puțin. Mulțumesc. Ghiță Călțun Brancu, te rog să-mi spui ce înseamnă pentru tine Nicu Novac și prezența în această seară aici. Ce a reprezentat pentru tine? Pentru mine a fost o onoare să fiu în această seară alături de Nicu Novac la aniversarea celor 35 de carieră, o carieră frumoasă care mi-a influențat și mie într-un fel cariera, pentru că Nicu Novac este solistul pe care eu l-am avut ca și model artistic, solistul de la care eu am încercat să iau anumite lucruri, se fur, așa cum se spune în melodia noastră, este solistul de la care am luat acele melisme și care m-a ajutat în cariera mea. Tot Nicu Novac este solistul care l-am avut alături de mine în cele mai frumoase, la cele mai frumoase evenimente din viața mea, la nunta mea, la botezul feciorului. De asemenea, și eu am fost alături de Nicu Novac la cele mai frumoase evenimente din viața familiei lui. Îi doresc sănătate, multă putere de muncă, să facă lucruri tot atât de frumoase cum a făcut pentru folclorul nostru bănățean și pentru folclorul românesc.